Trăiască Domnul! Vă invit să rămâneți în picioare, frați și surori, să recitim cuvântul Domnului. Luca 2, versetele de la 8 la 20, păstorii din Betleem. Luca 2, cu 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o esele. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oase cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haide să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în Iesle. După ce l-au văzut, au istorisit cele ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau în mai cum li se spusese. Vreau să recitesc versetul 12. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Amin. Frați și surori, ocupați-vă locurile. Am avut trei servicii divine speciale. Duminică seara, seară și în seara aceasta. Dumnezeu ne-a dat un har bogat pentru ca să ne hrănim, să ne întărim și să ne îmbărbătăm. Muzica din anul acesta a fost de-a dreptul minunată. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că a însuflețit leviții Casei Domnului. Sunt așa de bucuros pentru ei, pentru munca lor și pentru poporul acesta care are inima satisfăcută și mângâiată de frumusețea Casei Domnului. Este Crăciunul și așteptările noastre sunt mari de la sărbători. Fiecare dintre cei care vin în fața Domnului și în fața poporului cu o cântare sau cu o predică sunt doar oameni. De aceea ungerea Domnului este indispensabilă, ea face diferența. În seara aceasta, privind la versetul 12 care spune, iată semnul, aș vrea să vorbesc despre semnele Crăciunului. Întruparea Mântuitorului este de departe un eveniment supranatural și inexplicabil, din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că în mod nemai auzit, o fată, o fecioară, rămâne însărcinată și naște un bețel. Apoi, un înger vine la niște ciobani, la niște păstori care stăteau pe câmpia orașului Betleem și le spune despre evenimentul acesta întâmplat în grajdul curții de poposire. Apoi, un cor de îngeri cântă o colindă al cărui mesaj este scurt, dar exprimă voia lui Dumnezeu din Scriptură. Apoi, un grup de magi dintr-o țară a răsăritului, de departe, vin la Ierusalim să se închine împăratului de curând născut. Călăuziți de o stea. De asemenea, Elisaveta, deși bătrână și stearpă, sterilă, naște un copilaș. Inexplicabil. Și lista continuă. Dacă ne uităm la evenimentul acesta, este încărcat, este îmbibat de dumnezeire, este îmbibat de miracol, de inexplicabil, numai că în mijlocul acestui eveniment sunt și oameni. Oamenii aceștia au fost implicați de Dumnezeu în evenimentul Crăciunului, în, în acest miracol ce fel de oameni ar trebui a, a să fie oamenii aceștia care s-au putut ridica la înălțimea miracolului Crăciunului? Ce fel de, de fată ar trebui să fie Maria să fie implicată într-un eveniment așa de ciudat? Trebuia să fie omorâtă cu pietre pentru că fecioară fiind a rămas însărcinată și totuși o vedem senină, liniștită, și onorată de faptul că e chemată în mijlocul miracolului. Ce fel de bărbat trebuie să fi fost Iosif, logodnicul ei? El care își vede logodnica însărcinată. Pe aceasta este o tragedie pentru un băiat. Și totuși, rămâne liniștit, acceptând voia lui Dumnezeu. Ce fel de oameni trebuie să fi fost păstorii, care au avut onoarea în simplitatea lor să asculte o cântare cântată de îngeri. Ce fel de oameni ar trebui să fi fost magii, niște astrologi, care din punct de vedere relațional nu aveau prea multă legătură cu religia iudeilor, ca să vină de departe, probabil cu vreo doi ani înainte, înțelegem din Matei, atunci când stă de vorbă cu împăratul, cu vreo doi ani înainte, au primit arătarea semnului pe cer. Ei studiau astrele. Ce fel de oameni ar fi trebuit să fie oamenii aceștia care au fost implicați în miracolul, în inexplicabilul Crăciunului? Pentru că eu mă uit la noi. Ne doare un deget, cineva ne deranjează cu o vorbă spusă fără grijă, nu ne dă suficientă atenție și mamă, 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 și oamenii aceștia pur și simplu sunt expuși într-o manieră ireparabilă și suportă excelența evenimentului în care au fost implicați. Ce s-a întâmplat cu ei? Cum s-au putut ridica la înălțimea evenimentului în care e implicat Dumnezeu? În momentul în care Dumnezeu implică oameni, în evenimente de genul acesta, Dumnezeu le dă niște semne acestor oameni care pentru ei devin confirmarea faptului că Dumnezeu este prezent în semnul acela, în evenimentul acela, în tragedia aceea care are aparență de tragedie și oamenii se liniștesc oamenii văd pe Domnul, văd voia Domnului, nu, se, nu mai gândesc omenește, ci gândesc duhovnicește, trec dincolo de o gândire rațională la o gândire divină și pur și simplu se ridică la înălțimea unui stil de viață care nu este specific muritorilor în mod natural. Aș vrea să vedem că toți oamenii implicați în miracolul Crăciunului primesc de la Dumnezeu onoarea unui semn care este personal și care este specific nivelului lor, stilul lor de viață, culturilor generale, profesiei lor, genului lor. În urma arătării acestui semn, toată problema se rezolvă, pleacă teama și frica, confuzia se risipește și oamenii aceștia sunt ca niște îngeri ai lui Dumnezeu. Asemenea păstorilor care au primit un semn de la Dumnezeu, și Maria, și Iosif, și magii au primit semne. Și semnul acesta a făcut diferența între teroare și confuzie, între frică și nesiguranță și mai apoi între liniște, pace și onoarea de a lucra împreună cu Dumnezeu. Semnul este la mijloc între frică și excelență. Semnele Crăciunului. Pentru Maria semnul a fost Elisaveta însărcinată. Nici nu se poate da un semn mai potrivit unei fete care urma să rămână însărcinată decât o femeie care deja era însărcinată de șase luni. Dacă lui Iosif, un bărbat care nu prea are legătură cu nașterea de copii în mod direct, i s-ar fi dat semnul acesta, nu era, nu se potrivea. Dar i-l-a dat Mariei care urma să nască. Mariei care era condusă în dimensiunea aducerii pe lumea unui copil. Și nu se putea găsi un semn mai potrivit pentru ea decât exact ce urma să îi se întâmple ei. O femeie care naște primește semnul unei alte femei, care deja de șase luni e însărcinată și o să nască înaintea ei. Aș vrea să privim în scriptură la faptul că Maria este surprinsă, mirată și speriată de vestea ciudată adusă de înger. Motiv pentru care îl întreabă: E însărcinată, dar tu ești îngerul lui Dumnezeu. Tu nu știi, că eu nu știu de bărbat. În lumea ei. O fecioară nu putea să rămână însărcinată. O ființă de gen feminin nu poate să rămână însărcinată decât împreunarea fizică cu un bărbat, cu bărbatul ei. Și fata aceasta îi pune o întrebare care este logică prin experiență umană. Cum să rămân însărcinată dacă sunt fată, sfecioară? Întrebarea aceasta este fără răspuns în lumea oamenilor. Dumnezeu însă trimite acest înger și acesta îi dă un semn. Și semnul este următorul. Priviți ce spune cuvântul. Maria a zis îngerului, versetul 34, 1 cu 34. Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care va ieși din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Atenție, iată, Că Elisaveta, ruda, rudenia ta, a zămislit și ea. A început și ea să conceapă. Și un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, neputincioasă să nască, este acum însărcinată în luna a șasea. Semnul pentru Maria este rudenia ei. Bătrână, atât de bătrână încât nu mai putea rămâne însărcinată. Și toată viața în încercarea ei de a avea copii, s-a dovedit că este sterpă, nu poate să nască. Și acum apare miracolul cu două probleme: vârsta și sterilitatea. Și pentru Maria, îngerul folosește acest semn, care este din contextul în care urma să fie introdusă. Aducerea pe lume a unui copil în condiții inexplicabile cum la Elisaveta era inexplicabil că o femeie prea în vârstă să aibă copil și toată viața a încercat și n-a putut avea pentru că era stearpă, dar Dumnezeu îi dă unei fete care nu putea să nască semnul unei femei care nu putea să nască. Un semn potrivit pentru o situație pe măsură. Uitați ce se întâmplă în urma acestui semn. Ce a înțeles Maria de aici? După ce a auzit semnul, Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Noi nu ne putem pune în locul Mariei să înțelegem groaza. Ea s-a gândit când a auzit că va rămâne însărcinată, într-un mod ciudat, nemai auzit până atunci, ce o să zică tata. Tata mă va suspecta de necinste, ce o să zică mama, mama o să mă bată, ce o să zică oamenii din satul meu? O să mă omoare cu pietre. Ce o să zică logodnicul meu pe care îl iubesc și cu care aștept să mă căsătoresc? Unde este onoarea mea de fată? M-am înfrânat de la păcat. Mi-am păstrat fecioria, virginitatea. Cum o să dau ochii cu vecinii mei, cu fetele de seama mea, cărora le-am dat sfaturi de onoare, de cinste? Ce o să zică despre mine când o să mă vadă că îmi crește burta, fată fiind? Pe fata aceasta a cuprins o groază și a avut întrebări. Cum se poate face îngerule? Și el îi spune doar atât. Exact cum se face cu rudenia ta care, deși bătrână, deși stearpă, prin puterea lui Dumnezeu va rămâne însărcinată, e deja în luna șasea, tot așa se va întâmpla cu tine. Și dintr-o dată Maria se liniștește. Atunci când Dumnezeu cheamă pe un om pentru o lucrare specială, omul acela nu face față. Are întrebări, are frică? Se gândește cum va putea el, un muritor neputincios, să facă față unei chemări care depășește capacitatea unui muritor și, dintr-o dată, Dumnezeu, întotdeauna în astfel de situații, aduce un semn. Semnul nu este întotdeauna același, în, în ciuda faptului că noi suntem tentați întotdeauna să-l căutăm prin descoperire, adică prorocie. Și nu-i rău, dar nu întotdeauna este așa, după cum vom vedea, că dintre cele 4-5-6 cazuri pe care vreau să vi le prezint în funcție de timpul pe care l am la dispoziție, niciodată nu se repetă. Semnul ca și principiu se repetă, dar ca și formă niciodată. Dumnezeu dă un semn de inteligență unui om care excelează în inteligență. Dă un semn teologic unuia care e în domeniul teologic. Dă un semn cu o femeie care naște, uneia care urma să nască dă un semn de muzică unui muzicant. Semnul întotdeauna e la nivelul celui căruia îi este adresat. Al doilea semn, semnul pentru Iosif, profeția din Biblie. Priviți ce se întâmplă. Iosif este confuz. Eu am crezut că asta este fată serioasă. O cunosc de mică. Tradiția spune că Iosif era mult mai mare ca și vârstă decât Maria probabil cu vreo 10, unii îndrăzesc să spună 15 sau 20 de ani. În vremea aceea se folosea obiceiul acesta. Fetele se căsătoreau după vârsta de 12, 13, 14 ani. Nu știm sigur, Biblia nu spune asta. Dar ceea ce spune Biblia este că băiatul acesta, tânărul acesta, bărbatul ăsta a intrat în criză. Era vorba de visul lui, toată lumea știa că urmează să se căsătorească. Rușinea nu era numai pentru ea. Rușinea era și pentru el că și-a ales o fată pe care a prezentat-o și pe care a lăudat-o drept spirituală și acum îi crește burta înainte să fie căsătorită. Nu există o rușine mai mare pentru o fată, dar nici pentru băiatul care vrea să se căsătorească cu ea și făcuse anunțul public decât o experiență de genul ăsta. Asta e rușinea rușinii. Și Iosif, pe lângă faptul că sentimentele lui sunt coborute în culmea durerii. Să fii îndrăgostit de o fată și toate așteptările și visele tale să fie frânte de incapacitatea ei de a se păstra curat. Imaginați-vă, încercați-vă să vă imaginați ce a fost în inima lui. Dumnezeu a știut că are nevoie de un semn. Altfel, Isus ar fi avut un tată vitreg frustrat, care n-ar fi înțeles nimic din toată povestea asta, ar fi suspectat-o pe Maria tot timpul de infidelitate, ar fi fost rușinat, neîmplinit, ar fi încercat să se izoleze de oameni, să se mute în alt oraș, iar lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu astfel de atitudine. Lucrarea lui Dumnezeu se face cu îndrăzneală, dar îndrăzneala o ai când înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și atunci, Dumnezeu, care l-a creat pe om, care înțelege limitele și nevoile, noaptea în timp ce Iosif dormea, că așa i-a făcut Dumnezeu pe oameni, să doarmă noaptea, trimite un înger și îngerul îi vorbește. Nu el năștea, n-ar fi avut nevoie de explicații, dar situația, adică perspectiva căsătoriei cu Maria, i-a creat întrebări prin faptul că ea a rămas însărcinată. Și atunci Dumnezeu Respectă întrebările justificate ale oamenilor săi. Dumnezeu respectă întrebările justificate ale oamenilor săi. Și trimite un înger să-i vorbească. Observați ce se întâmplă. Pe când se gândea el la aceste lucruri. Nu-i nevoie să vorbești ca Dumnezeu să știe la ce te gândești. E nevoie să vorbești ca să știu și eu la ce te gândești. Dar dacă nu vorbești, Dumnezeu știe. Pe când El se gândea la aceste lucruri, a venit îngerul și i s-a adresat. Și observați ce se întâmplă. Dumnezeu trimite un înger și îi dă un semn. Și semnul este cuvântul lui Dumnezeu din scriptură. Observați ce spune Biblia. Deschidem sau redeschidem în Matei și citim cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice Iată fecioara va fi însărcinată, Iosif, ești un cititor de Biblie, ești nelipsit de la sinagogă, ai cartea în mână, dar în Isaia capitolul 7, versetul 14, scrie Fecioara va rămâne însărcinată, Iosif, ai auzit pe rabin citind cuvântul ăsta, cum ți-ai permis să-l Iosif, de ce nu înțelegi că fecioara care va rămâne însărcinată este Maria, logodnica ta? Este fecioară Maria? Da! Scrie Nisaia că o fecioară va rămâne însărcinată? Da! Și n-ai făcut legătura între profeția lui Isaia și realitatea logodnicii tale? Nu, Doamne! Eu am bănuit-o de infidelitate, am fost drobit, n-am știut cum să gândesc, nici nu mi-am permis să fac o legătură între Isaia 7.14 cu ce se întâmplă cu logonica mea. Iosife, fii credincios, nu necredincios. Iosife, adu Biblia în viața ta. Adu scripturile în problemele prin care treci. Adu cuvântul lui Dumnezeu în suferința ta. El îți va răspunde. Lasă-L pe Dumnezeu prin Biblie să-ți vorbească la întrebările tale. Lasă-L pe Dumnezeu să aducă răspunsuri la frământarea din viața ta. În cartea aceasta este răspunsul lui Dumnezeu. De ce te ascunzi? De ce pui viața ta în paralel cu Biblia? De ce nu lași să se intersecteze cu Biblia? Iosif, de ce Biblia e una și viața ta e alta? De ce sunt două lucruri distincte? Ai auzit în sinagogă că fecioara va rămâne însărcinată? Da! Atunci, de ce ai probleme că Maria, fiind fecioara, a rămas însărcinată? Oh, Doamne! Doamne, dar nu m-am gândit așa. Pentru că la sinagogă eu îmi pun mintea să gândească religios și când ies din sinagogă îmi pun mintea să gândească normal. Am două feluri de a gândi, Doamne, care nu se întâlnesc niciodată. Iosife, semnul pentru tine că Maria este cinstită, este o fată aleasă de Dumnezeu, este faptul că cu sute de ani înainte să se întâmple, Dumnezeu a scris în cartea lui Isaia că fecioara va rămâne însărcinată. Iosife, ăsta e semnul. Iar Iosif care cunoștea profeția. Ne spune Scriptura următoarele cuvinte. Întoarceți pagina. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. După ce a venit semnul lui Dumnezeu, care explică care lămurește, care argumentează, care justifică. Iosif n-a mai avut nicio problemă. De fapt, problema era aceeași, Maria tot însărcinată urma să fie. Și nu în, condi... nu în mod normal, tot inexplicabil, dar semnul pentru el din Biblie, o Biblie pe care o cunoștea, Isaia 7 cu 14, a fost suficient. Dumnezeu a adus pentru un om cunoscător de scripturi un semn din scriptură. I-a adus un semn care era la îndemâna lui, la care avea acces. Dumnezeu nu ți aduce niște semne care nu rezolvă problema. Uneori sunt oameni care merg la un proroc să ceară o lumină de la Dumnezeu. Și prorocul îi spune un cuvânt care nu îl ajută pe omul ăsta să înțeleagă răspunsul lui Dumnezeu. Și îi spune ceva în legătură cu o plantă, un animal, un astru ceresc, un eveniment, un fenomen. Și omul ăsta pleacă și îl întrebi, a vorbit Domnul? Da. Și ce ți-a spus? Mi-a spus așa, și ce ai înțeles? n-am înțeles nimic. Mă, oameni lui Dumnezeu, dacă copilul meu vine la mine, la taică să, și zice, mă, tată, tu ești mai în vârstă, poate ai înțelegi fenomenul pe care îl experimentez. Încearcă puțin să-mi explici cum vine asta. Eu, ca muritor, încerc să-i explic ca să înțeleagă. Va fi Dumnezeul nostru, mai slab decât un tată, să dea copilului său un răspuns din care să nu înțeleagă nimic? Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește lămurit. Lucrurile ascunse sunt ale Lui. Nu le împarte cu noi. Dar lucrurile descoperite, când zice așa, vorbește Domnul. Dumnezeu știe să vorbească. Dumnezeu știe să explice. Dumnezeu știe să se coboare la nivelul unui om fără carte, la nivelul unui copil, la nivelul, la nivelul unei femei sau la nivelul unui intelectual, la nivelul unui om în vârstă cu experiența vieții. Dumnezeu se pretează, Dumnezeu se adaptează la persoana căreia îi se adresează. La o fată care urma să rămână însărcinată. I-a dat exemplu unei femei însărcinate. La un om care un bărbat care mergea în sinagogă și cerceta scripturile, îi de exemplu un verset din Biblie. Dacă așa stau lucrurile cu acest Dumnezeu, de ce să mă tem? De ce să-mi fac probleme? De ce să fiu speriat? De ce să renunț? Acest Dumnezeu va cunoaște și limitele mele. Va cunoaște și nevoile mele. Va cunoaște și frica mea va cunoaște și capacitatea mea de a pricepe un lucru și când prin milă și bunătate se va apleca să-mi vorbească, îmi va vorbi în așa fel încât să înțeleg, după mintea mea și după nivelul meu. Nu mă tem și nu-mi fac probleme că Dumnezeu va ști și va putea să se adreseze în așa fel încât să-mi lămurească problema. Al treilea semn pe care îl găsim în Scriptură este semnul păstorilor. Ce semn putea să fie mai elogvent, adică mai potrivit, pentru niște păstori decât o iesle? Păstori în fiecare dimineață. Ieslea este ca o cutie în care se pune iarbă de obicei uscată în timpul iernii, pentru că animalele asta se numește fân. Și animalele, când nu mai e iarbă pe câmp, că e zăpadă sau e frig, ei iau ceva nutreț fân, ceva ce a de toamna și îl pun în iesle, în cutia aceea. Ei fac asta în fiecare dimineață. Și uitați unde îi trimite Dumnezeu cu semnul. Dacă îi trimitea la carte, ciobanii probabil nu știau să citească. Dacă îi trimitea la o femeie însărcinată, aveau ei experiența vieții, mă gândesc că erau adulți cei mai mulți. Dar care este elementul cel mai prezent în viața unui cioban? decât ieslea în care zilnic pune mâncare pentru animale. Și Domnul spune așa, duceți-vă la ieslea, la ieslea pe care o vedeți în fiecare zi, vă e comună, vă e obișnuită, nu o să vă rătăciți. Și în ea, în loc de fân și de resturi de mâncare, veți găsi copilul de care v-am vorbit, e înfășurat în scutece și lângă el sunt părinții. Ei știau unde e grajdul, știau ce e la grajd, știau cum arată oiesle, că nu l-a trimis pe Iosif acolo. Iosif nu se ocupa cu animale, el era tâmplar. Dar ciobanii, păstorii, sunt trimis la iesle. Când am înțeles lucrul acesta din Scriptură, m-am simțit așa de mângâiat în sufletul meu că Dumnezeu este atât de inteligent, Dumnezeu este atât de înțelept, Dumnezeu are în vedere aceste aspecte specifice ale fiecărei ființe umane și m-am mângâiat cu gândul că atunci când va vrea să mi se adreseze, el va ști ce număr port, va ști cât de înalt sunt, va ști cum mă cheamă, va ști cât mă duce mintea, va ști cum să potrivească adevărul cerului care n-ar avea loc în mintea mea de altfel, dar el îl va potrivi și îi va da forma pe care o are persoana mea. Și voi înțelege bine și voi pleca mulțumit și satisfăcut și voi ști că asta este voia Domnului. Pentru că Dumnezeu s-a descoperit în stilul meu, în experiența mea de viață. Este extraordinar, Dumnezeu. Este de-a dreptul extraordinar. Va veni Dumnezeu la vârsta ta. Va veni Dumnezeu la școală. Va veni Dumnezeu în stilul tău de viață. Nu trebuie să aștepți să ajungi la vârsta mea. Acolo unde ești tu, la 15, la 17, la 25 de ani, ești în locul potrivit. Dumnezeu va veni acolo. Dumnezeu se va adapta la stilul tău de viață, să nu te sperii. Dumnezeu se va face în arătarea lui la nivelul tău, ca un copil, ca un adolescent, ca un tânăr, ca o femeie, ca o văduvă, ca un orfan, ca un bătrân, ca un bolnav. Cu această arătare se va potrivi la starea la care ești și vei înțelege totul slăvit să Fiu Domnul. Semnele Crăciunului ne descopere măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu așa de mult îi respectă pe oameni, încât le vorbește pe limba lor. Mi-aduc aminte de unul dintre profesorii mei de Noul Testament, din seminar. El ne povestea că înainte de a fi profesor de teologie a fost a făcut, o, a făcut facultate de inginer și a avut un profesor de matematică căruia el i-a spus mereu de Domnul. Și profesorul acesta de matematică cu care el avea o anumită relație de, de așa ca oameni, i-a spus următorul lucru. Dacă Dumnezeu de care tu îmi spui există, să se descopere în lumea matematicii, că este singura experiență profesională pe care o am. Nu peste mult timp a venit plângând la el și a spus că noaptea Dumnezeu s-a descoperit în lumea cifrelor. Omul ăla s-a convertit, s-a botezat și este copilul Domnului. Nu știu cum este să, te, să se descopere Dumnezeu în lumea cifrelor, că mie nu mi-a plăcut niciodată matematica, dar sunt lucruri care îmi plac și înțeleg cum este să se descopere Dumnezeu în inima mea potrivit specific mie. Semnele Crăciunului vorbesc despre faptul că Dumnezeu potrivește toate lucrurile încât omul să nu se poată dezvinovăți, că n-a înțeles, că n-a putut, că n-a știut. Fecioară, ți se prezintă semnul unei femei însărcinate. E simplu? Omule care mergi la sinagogă și cunoști versete din Biblie. Un verset din Biblie este răspunsul pentru nedumerirea și confuzia ta. Păstorilor, semnul pentru voi e Ieslea, pe care o curățați în fiecare zi și în care puneți hrană pentru animale proaspătă. Urmează exemplul magilor. Magii sunt astrologi. Ei cercetează astrele cerești, încercând să înțeleagă relația lor și felul în care se poate citi în ele anumite lucruri, evenimente și stări prin care va trece omenirea. Așa se face că s-a dezvoltat o adevărată știință și, în paralel, o adevărată religie. În timp ce oamenii aceștia cercetau mersul astrelor, în timpul acesta, ei au sesizat, au observat o stea care iese în decor. Este o, o stea de excepție. Și au știut că ăsta este un semn. Un semn de la Dumnezeu. Dacă eu văd o stea pe cer. Eu nu numesc steaua aceea un semn, dar pentru cineva care e de meserie în domeniul acesta, știe că o stea nu poate fi așa decât prin faptul că este un semn. Și ei au înțeles că steaua aceea e un semn și au făcut bagajele, au luat aur, smirnă și tămâie în pungile lor, în săculeții lor și au plecat într-o călătorie lungă. Grea și riscantă, tocmai la Ierusalim. De ce? Pentru că ei au știut că în steaua aceasta, care se mișcă în mod de excepție, care strălucește în mod de excepție, ei au știut că este un semn. Și semnul era următorul: un împărat se va naște. Și nu i-a putut opri nimeni, nici familia, nici colegii de lucru, nici împrejurările vieții s-au dus tocmai la Ierusalim. Iată semnul. O stea. Pentru Maria, semnul a fost la nivelul ei, o femeie însărcinată. Pentru Iosif, semnul a fost la nivelul lui, un verset din Biblie pe care el, deși îl știa cel mai probabil, nu-l asocia cu realitatea din viața lui. Pentru păstori, pentru ciobani, semnul este ieslea în care pune mâncare la animale, dar acolo de data asta este Mesia înfășurat în scutece. Acolo, da, acolo. De ce? Pentru că smerenia lui Dumnezeu este prezentă în toate acțiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu oamenii smeriți, de aceea prezintă lucrurile într-o manieră specifică lor. Și apoi magii, pentru ei este o chestiune științifică. N-ar fi avut Maria săraca ce să înțeleagă dintr-o stea, ea ar fi crezut că e ca toate celelalte. Uh, uneori, o întreb pe Carmen, ce culoare este asta? Și ea în loc să-mi spună roșu, îmi spune un derivat al lui roșu, care are o grămadă de... se împarte într-o grămadă... Pentru mine roșu înseamnă orice culoare care are un pic de roșu în ea. Indiferent că e amestecat cu galben, cu... Bărbații nu, nu știu așa de bine nuanțele acestea, așa cum le știu femeile. Femeile se ocupă de amănunt și le înțeleg mai bine. Ei bine, pentru magi, semnul a fost o chestiune pentru ei simplă, dar ar fi fost imposibil de înțeles pentru Maria, imposibil de înțeles pentru Iosif, imposibil de înțeles pentru Cioban mai ales. Dar pentru ei, care erau oameni ce lucrau cu astrele, ce le înțelegeau activitatea, mersul și mișcarea, Steaua aceasta a fost un semn inteligibil. Așa să fie Dumnezeu? Da, așa este. Așa să potrivească El lucrurile pentru oameni? Da, așa le potrivește. Atât de mult să se ocupe Dumnezeu de detalii? Da, atât de mult se ocupă Dumnezeu de detalii. Atât de mult îi respectă Dumnezeu pe oameni încât atunci când le vorbește, le vorbește pe limba lor. Dacă dumneavoastră ați stat de vorbă cu mine și lângă mine ar fi și un american, și ați vrea să-mi spuneți un lucru. Nu este așa că atunci când, după ce mie mi-ați spune în limba română, sau altuia, altcuiva, la american știind că nu înțelege, nu este așa că ați spune același lucru, dar pe mintea lui, adică în limba engleză, același lucru poate fi spus în limba română pentru un român, același lucru poate fi spus în limba engleză pentru un englez. Același lucru a fost spus Mariei, dar pe mintea ei, același lucru a fost spus lui Iosif, dar pe mintea lui, și lista continuă cu păstorii și cu magii. Dacă acesta este Dumnezeu, de ce avem atâta, atâtea complexe? De ce ne este așa de frică? Dacă El se îngrijește de specificul nostru, că El ne-a creat bărbați, femei, oameni de cultură, oameni simpli, bătrâni, tineri, cunoscători de scriptură sau de alte activități umane, de ce să fim frustrați? De ce să ne fie teamă? Dumnezeu va vorbi unui păstor ca unui păstor. Dumnezeu va vorbi unui dirijor ca unui dirijor. Dumnezeu va vorbi unui tânăr necăsătorit ca unui tânăr necăsătorit. Dumnezeu va vorbi unui tată ca unui tată. Dumnezeu va vorbi unei mame ca unei mame. Nu trebuie să te temi și nu trebuie să te sperii. De un singur lucru să te temi. Că după ce îți vorbește Dumnezeu și îți explică cum stau lucrurile, mai ai probleme. Pentru că vă pot da exemplu din Scriptură. Când a venit Dumnezeu și a explicat și degeaba a explicat. Dumnezeu ne explică tot ceea ce trebuie să știm. Dar uneori ne spune și lucruri care nu ne plac. Mai avem atunci putere să facem ceea ce ne cere nu pentru că ne place, ci pentru că El ne cere. Atunci când ne căsătorim, și soțul și soția, fiecare în mod specific, fac o grămadă de lucruri care nu le plac, dar este expresia iubirii pentru tovarășul de viață. Dacă n-ar fi fost, n-aș fi fost căsătorit. O grămadă de lucruri nu le-aș fi făcut. Le-aș fi făcut în maniera mea. Dar când te căsătorești, trebuie să ții cont de partener și să te adaptezi și la gusturile lui. Și faci multe lucruri care sunt inconfortabile pentru tine, dar le faci din dragoste. Uneori Dumnezeu cere lucruri care nu-ți plac. Îți cere să renunți la marile iubiri cărora ți-ai vândut sufletul pentru care ți-ai cheltuit banii și o parte din viața ta ai încuiat-o în păcatul ăla. Și Dumnezeu îți cere să te oprești. Dumnezeu îți cere să renunți la plăceri interzise. Dumnezeu îți cere să renunți la idoli pe care i-ai sponsorizat masiv. Dumnezeu îți cere să renunți la prietenii care ți-au stricat mintea și sufletul. Dumnezeu îți cere, Dumnezeu are dreptul să-ți ceară și el îți și explică. Astăzi este Crăciunul și v-am dat câteva exemple din contextul Crăciunului pentru ca să ne fie inima liniștită și să înțelegem următorul mesaj. Când Dumnezeu va trebui să-ți vorbească, vei înțelege. Așteaptă-l că va vorbi. Eu cred că Iosif a așteptat și cu o noapte înainte să-i vorbească, eu cred că ciobanii s-ar fi bucurat și cu o două nopți înainte să le vorbească. Dar Dumnezeu vorbește întotdeauna la timpul potrivit. Nu-l chema mai devreme, că oricum vine când își pune el ceasul să sune. El vine când trebuie, își spune ce trebuie și de aceasta să nu te mai speri și să nu te mai îngrijești. Îngrijește-te doar ce faci după ce îți spune ce are de spus vei putea să spui ca și Maria, iată roaba ta, facă-mi se după voia ta. Uneori Dumnezeu, prin ceea ce îți cere, te expune la suferință, la abstinență, renunțarea la anumite lucruri care nu, probabil nu erau în mod direct rele, dar a venit și ți-a vorbit. Poți spune în seara asta ca și Maria, ca și Maria la Crăciun. Facă mi se după cuvântul tău. Dragi tineri, nu mi-a -mi decât 20 de secunde că deja am trecut două minute peste slujba divină. Dumnezeu va vorbi prin părinții voștri uneori. Dumnezeu o să vă vorbească prin părinții voștri uneori. Și o să spună ție care ești fată, ascultă. M-am înțeles că te-ai prea tare de băiatul ăla. Stop. Ăla nu e un băiat pentru tine sau tu încă nu ai vârsta potrivită. Să știi că atunci Dumnezeu îți va cere un lucru care te va lovi în pasiunea ta. Să te oprești și să spui ca Maria. Deși nu-mi place ce-mi spui, o să mă opresc, înțelegând faptul că viața mea trebuie să fie o viață înfrânată și o viață de abstinență. O să te cheme mama să întorci scrinul la computer cu fața la lume, adică cu fața spre ușă. Să nu-l pui invers cu fața la perete ca să poți închide imediat. La, la prostiile la care te uiți. Nu. Dacă n-ai nimic de ascuns, întoarce-l cu fața la public. Așa ține-l. Nu-i mai pune pasuri. De ce? De ce spui parola? De ce îl încui? De ce e interzis să intru în camera ta? Ce ascunzi acolo? Știu că fiecare dintre noastre, în această seară specială, probabil că aveți ceva întâlniri cu membrii familiei și nu vreau să vă ispitez lungin, lungind vorba. Am vrut numai să vă spun oamenii lui Dumnezeu că există semne care îl explică pe Dumnezeu și care ne spune ce fel de Dumnezeu minunat avem. Astăzi este Crăciunul, să stăm în fața Lui, pregătiți pentru semnele pe care El ni le dă, spunând ca Maria, aici sunt, Doamne, facă-se voia Ta. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm împreună Domnului.